Deci am stabilit că este o culoare cald roșu, da? Hai să vedem ce fel de fetiță este. Anca. Este o fetiță care vă cheamă pe toți la acțiune. Are mult spirit, multă inițiativă, roșu. Este o culoare puternică, este o culoare a omului activ. Astăzi ne ocupăm de culori, de simbolismul culorilor, de toate simbolurile de care ne lovim în viața de zi cu zi, cum ar fi semaforul, culorile steagului olimpic, culorile steagului, codurile meteo, crucile alb, galben, roșu, verde, albastru ale zonei legate de tot ce este medical și sănătate, și despre clasificarea culorilor, calde, reci, combinații, nuanțe și, bineînțeles, cum influențează personalitatea fiecăruia aceste culori. Cei prezenți au profitat din plin de această lecție și, în funcție de culoarea preferată, au aflat mai multe despre caracterul fiecăruia. Negru este o culoare care exprimă confuzia. Normal, sunteți la vârsta întrebărilor. Este o culoare care, dacă o purtați pentru cei din jur, sunteți niște persoane greu abordabile. Nu e bine, că asta înseamnă că nu sunteți sociabile. Nu intrați în dialog, nu puteți să comunicați, da? Este culoarea morții la unele popoare. Spune ce faci la bibliotecă. Învăț foarte multe lucruri. Astăzi ce ați lucrat? Astăzi ne învață Sinfonia Culorilor. Ție ce ți-a plăcut cel mai mult la bibliotecă până acum? Mi-a plăcut că noi învățăm foarte multe lucruri noi și facem activități în vara aceasta. Ai mai fost la bibliotecă? Da, și anul trecut și anul acesta. Dacă se mai face și la anul, o să vii? Da. Tot așa, jocurile cu matematica. Și astăzi, activitatea de astăzi, se pare distractivă? Da, e drăguță. Așa ceva nu faceți la școală, nu? Nu. Sunt binevenite aceste activități. Da. Și în continuare o să vii? Da, îmi place.